ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou pe canalul meu. Eu sunt Mariana Cristina Pădureț, pentru cine nu mă cunoaște, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă propun o rețetă așa de simplă și de rapidă că o să vă mirați cum de nu am știut-o prima sau cum de nu am făcut-o și eu prima înainte. Pentru aceasta avem nevoie de două vinete, sare, usturoi și puțin ulei de măsline. Deci nu se poate mai bine cu aceste ingrediente. Practic sunt două ingrediente: vinetele și usturoiul. Da? Haideți să începem! Încă de la început este bine să începem cu spălatul vinetelor și curățăm usturoiul. Avem nevoie de 2-3 căței de usturoi pe care îi curățăm bine și tăiem vinetele, după care le crestăm cu cuțitul. O să vedeți imediat cum o să fac. Și punem usturoi, ulei, sare și punem în tavă și la cuptor. Bun. O să vedeți ce rezultat vom avea.
Acest mod de a pregăti vinetele este un stil italian. După cum v-ați obișnuit cei care mă urmăriți, eu vă propun în general rețete italienești care sunt extraordinar de bune și se fac foarte, foarte rapid. De aceea aici mâncăm tot timpul mâncare proaspătă. Gătim rapid, mâncăm în acel moment proaspăt, după care gătim din nou data viitoare și nu ținem nimic în frigider.